Casele modulare sunt construcții moderne și rezistente și o soluție sigură pentru cei care își doresc o variantă mai ieftină decât o casă tradițională. În funcție de sistemul constructiv, aceste locuințe pot fi de mai multe tipuri, iar pentru a înțelege ce înseamnă, am mers în vizită la prima și cea mai mare expoziție de case modulare din Europa. Este un spațiu expozițional de 5.000 de metri pătrați, unde găsim 50 de modele de case realizate pe diferite tipuri de structuri, cum ar fi de lemn, metalică, cu diferite tipuri de închideri, panouri SIP, panouri de lemn cu sistem de interblocare sau structura metalică ușoară. Ne-am dorit să oferim clienților noștri o experiență dinamică, interactivă. Aceștia pot vedea în showroom-ul nostru cum se montează o casă modulară, cum se finisează o asemenea casă, pot discuta cu tehnicienii noștri, pot discuta cu arhitecți, cu designeri de interior. Primul model din expoziție are la bază panourile SIP, care sunt realizate din două plăci OSB și un strat interior de polistiren performant de 15 cm grosime. Toate panourile vin prelucrate, tăiate și numerotate din fabrică, ceea ce duce la un timp extrem de scurt de construcție. Una dintre cele mai inovative tehnologii în construcție este sistemul interlocking. Casele modulare de acest tip au structura din lemn masiv, iar pereții realizați din panouri de lemn masiv, care se prind între ele prin acest sistem de interblocare. Dacă în edițiile anterioare v-am vorbit despre case modulare realizate pe diverse tipuri de structuri și închideri, astăzi vă explicăm care sunt avantajele caselor modulare pe structură metalică ușoară. Cred că este cel mai rapid sistem constructiv. Noi, ca să transformăm arhitectura în proiect de structură, ne ia maxim 3 zile. Ca să producem casa, care o vedeți aici, ea are, din câte mi-am amintesc, 110 metri pătrați construiți. Durează maxim 2 zile ca producție, iar ca montaj poate să dureze la fel 2 zile cu 4 oameni. Sistemul pe structură metalică ușoară este permisiv și folosește o tehnologie inovativă. Astfel, este posibil ca orice proiect să fie pus în practică în timp extrem de scurt, în orice anotimp și pe orice tip de teren, spre deosebire de casele tradiționale care nu permit acest lucru. Fundațiile se proiectează după studiu geo, adică sunt probe din teren, și după încărcările care apasă pe fundație. La o structură ușoară, încărcarea este cea mai mică față de orice alt sistem constructiv. În consecință, prețul fundației ar trebui să fie cel mai mic. Pe lângă costurile reduse de construcție, au un design flexibil, sunt posibile diferite modele de case, atât la interior cât și la exterior, și sunt certificate energetic. La greutatea casei modulare pe structură metalică ușoară se adaugă și închiderile pereților. La interior, acestea pot fi realizate cu rigips, vată minerală sau bazaltică, celuloză sau spumă poliuretanică, iar la exterior, acestea pot fi din polistiren extrudat de 15 cm, vată bazaltică sau altele. Casele disponibile în showroom-ul nostru au obținut o certificare Green Homes din partea Consiliului Român al Clădirilor Verzi. Deci da, ele sunt considerate case verzi. Ba mai mult de atât, peste 95% din casele disponibile au obținut un certificat de performanță energetică, clasă superioară A. Proprietățile structurilor metalice ușoare le fac să fie potrivite pentru orice fel de formă, limitările impuse fiind mici în comparație cu cele clasice. Practic, este cel mai ușor sistem constructiv care există pe piață. La cutremur, principala caracteristică sau principalul avantaj este greutatea. Cu cât o clădire este mai ușoară, cu atât rezistă la un grad mai mare de seism. Datorită timpului extrem de scurt de construcție, a costurilor scăzute, dar și a versatilităților, casele modulare sunt și o oportunitate de investiție, în special în sectorul turistic. Preferințele turiștilor în materie de cazare se îndreaptă către unități de cazare închiriate în integralitate, plasate în natură, în zone izolate și dotate cu toate utilitățile. În această căutare pentru libertate, un spațiu propriu, generos, siguranță și confort, acest segment de cazare a cabanelor, a caselor de vacanță, a crescut vertiginos în topul preferințelor de cazare ale turiștilor, fiind o variantă viabilă pentru cazările la hoteluri. Deși casele prefabricate sunt considerate structuri simple, accesibile, cu un aspect neimpresionant, se pot produce case destul de luxoase, cu design modern și structuri durabile și de înaltă calitate.
casele